Bine v-am găsit aici, dragi prieteni, la Career Mode cu Manchester United, un Career Mode pe stilul vechi, pe stilul clasic, cum mi-ați cerut voi de multe ori prin comentarii și prin acel vot care l-am făcut recent. Fiți pe fază de acum încolo pe comentarii că voi posta mai multe voturi și de ce nu și pe pagina de Facebook care aveți în descrierea de mai jos, vreau să o readuc la viață și desigur să fiți pe fază tot timpul când uploadez pentru că notificările de la YouTube sunt tot mai rele. Dar oricum, nu uitați, dați click pe acel buton de like, vă rog frumos, haideți să strângem așa în forță pentru acest Career Mode clasic, 500 de like și mâine apare următorul episod. Vreau să fie o serie zilnică, dar vreau și susținerea voastră, cum era pe vremuri. Și dacă reușim să facem treabă bună, caut și webcam-ul și îl instalez înapoi să mă vedeți din nou acolo, în acel colț, mândru voie mare, că, desigur, facem un Career Mode șmecher ca pe vremuri. Și da, hai să vedem, transferuri bombă, vom juca meciuri. Totul ca pe vremuri, fraților. Și cu Manchester United, o echipă care chiar îmi place din Premier League, care desigur are nevoie de o reconstrucție zdravă. Și poate ar fi fost frumos, acum că mă gândesc, e cam târziu, dar hey, poate încă ne putem distra, că în vară, desigur, știm cu toții, Ten Hag de la Ajax va veni la Manchester United, deja s-au semnat, din câte știu eu, cea precontracte, deci este ca și făcut transferul. Poate ne-am putea gândi așa, oare ce ar face Ten Hag odată ce va veni la United, cum ar schimba el așa echipa? Putem să încercăm și acest fel. Acum hai să ne dăm împreună peste squad, să vedem pe cine vindem, pe cine păstrăm. Henderson va rămâne portarul nostru de rezervă și desigur De Gea portarul nostru titular. Cu Alex Telles încă nu știu exact ce să fac. Oricum mă sperie câteodată când mă uit pe acest jucător. Ce OP, ce puternic, ce nebunie de jucător era acesta. A venit la United și parcă așa s-a șters, nu știu cum să mă exprim frumos și corect. Pur și simplu a devenit așa, meh, știi? Nu, wow, nu, rău, dar meh, știi? Ghilimele, meh. Da, e ciudat, într-adevăr, dar na, ce se și face. Oricum e bun acolo de rezervă, dacă nu chiar de titular, împreună cu inegalabilul Luke Shaw, Luke Skywalker. Îl vedem aici pe Varane, un transfer foarte, foarte bun făcut de cei de la United. Mă bucur de acest transfer și aici îl vedem pe Harry Maguire, The Fridge. Omul care în acest sezon, dacă vă uitați la Premier League, nu puteți decât să-mi dați dreptate când spun că omul ăsta parcă nu joacă pentru United, parcă joacă tot timpul pentru adversar. Ce gafe face, ce prostii, frate. Omul ăsta e, vai, mama lui. Pe bune de nu, transfer list și mă gândeam și în realitate dacă United l-ar pune transfer list. Hai să jucăm un joc de ăsta de imaginație. Dacă United acum l-ar pune pe Maguire transfer listed, la ce rău joacă și ce catastrofă e, numai că mă vine în minte gafele lui, prostile lui, faze când putea să paseze, nu știu ce se gândise, să dribleze, sau desigur ultima fază când l-a lovit pe Pogba în cap. Deci a fost faza aia gen, bă, nici nu mă mai surprinde. Și când mă gândesc că el este capitan, nu Cristiano, nu Bruno, e clar, la United sunt probleme mari. Eu nu-l pun transfer list și cum ziceam, joc de imaginație. Dacă ar fi să-l vândă Manchester United pe Maguire, ziceți în comentarii unde credeți că s-ar duce sau mai bine zis cine l-ar cumpăra. Eu nu aș zice așa o echipă de asta de prin Turcia, așa, poate încă o echipă bunicii cu un Galata, un Fenerbahce, un Beşiktaş, știi, care încă să-i dea așa un salariu, dar în rest nu știu ce, nu știu. Poate prin Anglia iarăși dacă are noroc, dar miram așa. Bun, e momentul lui Phil Jones să plece de la United. E acel moment. Haide, Philly, trebuie să-ți găsești o echipă undeva unde să fii titular, eu știu. Eric Bailey, parcă l-aș păstra de o rezervă. Nu-i bun, dar nici așa rău. Mă, de o rezervă e bun. Chiar și Lindelof de o rezervă. Bine, Lindelof, câteodată mi s-a părut un apărător destul de decent, destul de ok. Bine, nu-i poate de nivelul United, de Premier League. Hai să zic că l-aș vedea poate pe undeva prin Italia, știi, o echipă gen Fiorentina, o echipă gen, mă înțelegeți ce vreau să spun, de ce nu poate prin Spania. Nu-i rău, dar nu-i tocmai la acel nivel, dar ca o rezervă, hai să zicem,
Totuși nu putem chiar, nu suntem chiar așa de bogați, dacă știi cum zic. Bine, în realitate, clar, United i-ar da la Ten Hag acolo un buget de la baban și da, ar face treabă. Dar noi continuăm. Azi dem Dalot și Van Bissaka 100% vor rămâne. Fred, într-adevăr, ne-a surprins pe toți, zic eu. Fred, după plecarea lui Solskjaer, ce bine joacă, ce le combină, le apără, le atacă. Băiatul ăsta, e clar, acolo pe rezervă. Matic încă mă minună că a rămas la United și câteodată mă minună când îl văd că joacă. Bă, gen, bro, e la 32 de ani, Matic, e greoi, e lent. Nu zic, câteodată mai are, na, la această vârstă, știi cum zic, ai ani aia de experiență, mai ai o viziune a jocului. Dar totuși, noi luptăm aici pentru Champions League sau pentru retrogradare, știi cum zic? Mai degrabă l-a jucat pe McTominay și mi-e ciudă câteodată când nu joacă McTominay, că mi se pare un jucător de ăla așa care parcă se infige, parcă așa, se vede că e scoțian, știi, așa că ca în filmul Braveheart, așa câteodată de multe ori are acel curaj și vrea să joace, să se infigă acolo și dacă ia cartonașul galben, face treabă, Elanga, desigur, băiatul minune în momentul de față la United și eu sunt foarte curios cum o să evolueze. Parcă l-aș pune loan list să văd dacă prind un loan bun. Dacă nu, nu, dacă așa, știi cum zic. Dacă prind ceva unde zic, da, mă iam aici, garantat o să joace și să evolueze, îl împrumut altfel, da, lăsăm. Bun, Rashford care a avut un sezon, vai viața mea, nu știu ce a pățit bă, jucătorul ăsta, cât de bun a fost, cât de consistent, cât de quality era Rashford și în acest sezon. Scurios ce card îi vor da în Ultimate Team. Bun, în rest ce mai avem, Van de Beek l-am adus înapoi de la Everton, a fost aici updatat, eu unul l-aduc înapoi pentru că mi se pare un jucător foarte bun, mi se pare un jucător bun care din păcate el n-a gândit bine transferul la United, a gândit poate așa vizionar, cu, wow, United mă vrea, 100% mă duc acolo, ei, și eu n-aș, și eu, mi-ar fi greu să refuz pe United, recunosc. Dar totuși, ca fotbalist, trebuie să te gândești undeva unde să joci, unde să evoluezi și apoi să faci pasul la echipa aia mare. Oricum, eu l-am adus înapoi pentru că am încredere în el și clar va fi o rezervă care eu zic că o să-l și joc de multe ori. Bun, în rest, Mata la vânzare, Lingard iarăși la vânzare, Bruno clar rămâne cu noi, ăștia care sunt împrumutați, îi lăsăm împrumutați și vedem noi dacă vlează sau nu, poate îl aduc înapoi sau vedem. Ronaldo, logică, va rămâne cu noi, Anthony Martial, cred că îl chem înapoi din acest loan la Sevilla, că garantat nu o să evolueze sau ceva. Și în rest, eu cred că cel mai bun lucru ce ar putea să-l facă United este să-l vândă. Într-adevăr, pot zice că, bă, bine, bine, îl vinzi. Dar cine crezi că-l vrea pe Martial? Bă, cum el și-a găsit acest loan, poate va reuși să găsească și un transfer. Într-adevăr, totuși stă în cerințele jucătorului la salariu. Acolo e un pic greu, știi, că United, într-adevăr, a fost mână largă, mână generoasă. Și a dat la mulți jucători niște salarii care, la unii, hai să zicem că nu meritau salarii chiar așa de mari, să zic așa. Dar da, hai să vedem, continuăm. Continuăm aici și așa, să vedem. Încă n-a venit nicio ofertă, dar pe de altă parte mă bucur că acolo cu scouterii facem treabă bună. Vine ofertă pentru Van Bissaka, care am înțeles că era o ofertă, dar nu mi-au arătat. Nu mi-a arătat acolo pe mail. Van Bissaka, care am înțeles că este destul de, cum să zic eu, discutabil. Văzut acolo la United și eu nu înțeleg de ce, pentru că e un jucător foarte bun pe RB. Mi-a place destul de mult. Chiar și în realitate, poate că n-a jucat așa de multe ori și poate n-a performat cum se așteptau unii, dar bă, e un jucător bun care trebuie continuat, trebuie evoluat și cred. Trebuie ținut, pe scurt. Bun, vine oferta aici pentru Tuan Zebe de loan. Chestia e că știu că sunt mulți jucători buni acolo pe apărare. Chiar vreau să cumpăr eu 1, 2, 3 de la Ajax. Așa, nu. Maguire! Hey, Maguire la Dortmund! Haide să negociem! Doamne! Mere la Dortmund, o echipă care iarăși îmi place. Nu e bine. Propose other exchange player. Hai să vedem. Centerbacks. Pe cine mi-a spus? Mi-ar place de Zagadu. N-ar fi rău. Fullbacks. Guerreiro. Iarăși ar fi interesant.
brunt, așa, a, mă, știți ce, de obicei niciodată nu mi-aș astea cu schimburi, așa că hai că vorbim aici de bani, cash, bro. Azi dăm, nici nu cer mult, 30 de milioane, am practic atâta valoarea jucătorului, cât să zice, 36. Logic, final, super, we have a deal, eu nu-s foarte happy că am reușit să ne înțelegem cu ăștia. Da, nici nu are rost să negociez pentru Jones, ia uite la PSV, echipă frumoasă, continuă să joace, să evolueze, știi cum zic, treabă bună, ăla-i. Bun, hai să facem și noi câteva transferuri, dacă știi cum zic. Unul este clar, ne trebuie un CB neapărat, mai ales acum că am reușit să și negociem vânzarea lui Maguire. Hai să vedem pe cine luăm noi pe acea poziție de CB, ne trebuie poate și rezerve, deci trebuie să vedem. Alaba ar fi interesant, De Light ar fi iarăși mega epic, Hermos, așa, Romero care este împrumutat în momentul de față, Joe Gomez ar fi iarăși o soluție interesantă, o soluție pe care eu nu aș fi făcut-o și până și acum spun că aș face-o, este nimeni altul decât, nici n-ar o să mă mai uit, Rudiger. Rudiger care, ok, în realitate Rudiger am înțeles că s-ar fi înțeles verbal cu Real Madrid și deja știam cam de-a lungul anului că erau speculații, erau zvonuri cum că Rudiger ar merge la Real Madrid și se pare că se tot adeveresc așa, pac, pac, pe zi ce trece, am înțeles că acum este și o chestie asta verbală între cluburi și da... Să vedem ce se va întâmpla. Hai să vedem. Poate fac un schimb cu băieții noștri. Center backs, da, e mai ușor să-i vând, cum și ziceam. N-are rost. Propos transfer. Hai să vedem din nou 48 de milioane. Dar desigur știm bine, expiră contractul. Ce vreau să și spun. Expiră contractul în realitate. Am un joc, e un bug sau ceva în perioada de iarnă. Tot timpul jucătorii ăștia la care le expiră contracte mă trezesc în iarnă că nu mai le expiră. Bine, poate fi și o parte de realism, ai putea spune că până acum la toți le expiră contract, de ce jocul nu știe să le dea un contract renew, știi, poți să zici și așa, dar aproape toți, gen toți, e un pic dubios. Dar eu să fiu United, să dispun de acea sumă de aceste sume impresionante de bani și pe Maguire câte milioane au fost date, eu nu m-aș fi dus la Rudiger, i-aș fi zis bro, haide vorbim, ia uite așa, fix cum ești în joc, te invit la masă, spune-mi de ce ai nevoie, ce dorești. Și, pac, ne-am înțeles, Rudiger, bine ai venit la Manchester United. Un apărător care, putem zice că cu 2-3 ani de zile, hai să recunoaștem, nimeni nu prea știa de el, sau dacă știa, era așa, și acum, uite-te unde a ajuns și ce calitate are acest jucător și el aici împreună cu Varane ne vor ajuta pe partea asta de apărare. Hai să vedem unde-i așa, m-am speriat pentru două secunde că nu-l vedeam pe Van Bissaka, am zis, bă, nu-mi zic că am dat accept în loc de reject la vreun transfer cu el. Bun, aia zic și Maguire, nici să nu-ți văd față, ia du-te tu afară. Ieși afară. Ia uite așa, pac, să-l văd pe Bailey acolo. Așa. Bun, 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 bun. Matanșa, Van Den Beek. Îl vom pune locul lui Matic. Așa, Elanga rămâne de văzut dacă reușesc să găsesc ceva lău. În momentul de față e binișor. McTominay, poate o să ne căutăm și un alt CDM. Cam mai ar trebui să fac, așa? Un alt CDM. Și Rashford, pe RV. Mai degrabă RV Sancho și LV. Așa mi se pare logic. Dar bun. Și Ronaldo, desigur, ST. Atacul chiar îmi place. Îi voi da șanse lui Rashford, ceea ce nu prea au fost date în ultima perioadă. Eu îi voi da o șansă. Și cu restul banilor să vedem dacă ne luăm un CDM și poate un alt LB. Nici eu nu știu aici cu LB-ul, încă mă gândesc. Dar un CDM totuși, dacă vrem să ne luptăm pentru cupe, ceea ce logic asta își dorește United, asta vom face, vom transfera și un CDM și totodată o să scăzi mă și pe banca de rezerve să văd 2-3 transferuri acolo, dacă știi cum zic, să avem grijă și de viitor.
Hai să vedem cine mai vine aici. Luăm pentru Toan Zebe. Să vedem ce alon bun. No, Betis. No, e bun. Vine aici Multiple. Wolfsburg. Nu. No. Și era Lyon și Monaco, ce oricum nu era nimic stres. Nu. Nu. No. No, era acolo. Vine oferta pentru McTominay de la AC Milan. Știe Milanul ceva. Dar nu, nu, nu. Am nevoie de McTominay. Măcar un sezon garantat rămâne cu noi. Și l-am văzut pe Maguire, dacă ați văzut. Din păcate la Dortmund. Nu. Îmi pare rău de Dortmund că au luat asemenea speță. Dar ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Păcat de Dortmund. Asta e. Poate, hei, Dortmund are un istoric frumos, o putere de a reinventa sau chiar inventa anumiti jucători din nimic. Deci, cine știe, poate vor reuși cea și cu Maguire. Bun. Un CDM avem noi nevoie și mă gândesc. Sunt mulți jucători care mi-ar place. De ce nu Suchek? Kessié iarăși ar fi interesant. Fabinho e unul dintre cei mai buni, dar cred eu că Declan Rice. Declan Rice este un CDM care este foarte căutat. Pur și simplu. Nu vreau să inventez povești și chestii. Un jucător incredibil de căutat în Premier League. Nu este, să zic, săptămână când e o perioadă de transferuri sau ceva, să nu-l vezi pe Declan Rice peste tot că-l dorește Manchester City, că-l dorește United, că-l dorește nu știu cine, că-l dorește nu știu care. E un jucător foarte bun. E și tânăr, e și britanic, deci este clar. Știi cum zic, bifează multe căsuțe. Eu uite că aș putea să-l dau pe Matic la schimb, ceea ce mă bucură, măcar rămâne Matic în Premier League, deci și el se bucură. 60 de milioane plus Matic ar fi pe undeva la 71 de milioane. Hai să vedem. Pișcă, 70 rotund plus Matic. Gata, boss, acceptăm. Declan Rice, clar, este un jucător ușor 100 de milioane. Cred că și în realitate, dacă va fi să se transfere Declan Rice, 100 de milioane vor fi ceruți pe acest jucător. Ușor, ușor, ușor de tot. Mai mult ca sigur, 100 minim. Chiar minim, aș putea zice. Hai să vedem, 5 ani, super, disregard list clause. Cerințele lui sunt chiar foarte, foarte ok. Și, da, bate în palma. Bine ai venit, Declan Rice, la Manchester United. Epic, epic acest transfer. Nu vă dați seama cât e de epic și să vedeți voi, o să vă uitați la video meu și peste câteva luni de zile când se fie perioada de transferuri din vară și o să vedeți. Declan Rice, Fela City, dar și United o să lupte și o să tragă cu dinții de acest jucător. Am eu așa un feeling că United o să încerce non-stop să-l cumpere pe acest jucător. Am eu așa un feeling și cred că o să am dreptate. Să vedem, să vedem. Oricum, cam aici se termină un transfer mega bombă aici cu Declan Rice și desigur și Rudiger acolo pe apărare. Parcă suntem mai solizi și desigur cu Declan Rice putem să ne uităm și pentru viitor. Este un transfer așa și de viitor și talent și tot. E treabă bună. Transferul bombă, știi cum zic? Făceam pe vremuri. Forță, forță. Ne auzim în următorul episod, de care desigur va fi din nou cu transferuri, dar totodată poate că o să jucăm, poate că o să și simulăm, să vedem, iată, poate jucăm meciul cu Wolverhampton. Nici eu nu știu, vedem, cum am zis. O să încerc să incorporez multe meciuri și pe episoade. Vedem. Eu oricum sunt foarte curios ce părere aveți despre Career Mode. Desigur, de susținerea voastră, strângem cele 500 de like-uri, eu zic că se poate și se merită. 1000 de oameni garantați să uită la acest video, eu zic că dacă jumate din ei ar da acel click pe butonul de like, cum ar fi? Ar fi epic. Ne auzim numai bine, pa, pa!